Acum să-l tăiem să vedem ce am făcut. A venit momentul adevărului. Să vedem ce am făcut. Tai așa de sus în jos. Păi de sus în jos, dar cum vrei să-l tai de Și jos în sus? nu încânt. Mulți ani trăiască, mulți ani Ta-da! trăiască. Mulți ani. Deci, ăsta e tortul de ziua copiilor. Da. Deci, pentru toți copiii din De lume. lume, le De dorim lume. acest tort. Tortul copiilor. Da. Deci așa se numește tortul copiilor. Da. Arată super. Deci, credeți-mă, la gust e foarte bun. Eu deja știu că e chiar foarte bun. După ingredientele care s-au pus în ea, îmi dau seama că e foarte, foarte bun. Acum, Stai, hai ta-da! răbdare. Da. Aștept, aștept felia să o Oh, probez. felia, felioacă. Aoleu, nu, hai să văd ce felioacă îmi dai tu mie acum. Deci fiți atenți, fiți pregătiți Stai că, uite, n-am tăiat de cuptorul. stai, că acum mai trebuie să mai aștept. Of! Dar până când trebuie să mai aștept? Vedeți? Cât e de fericită. Da. Mai rău ca copiii. E mare, mami, și nu pot să o iau. Nu pot. Da, trebuie să tai de aici, de sus prima, Am de tăiat. sus Am și după tăiat. aia de jos. Da, am tăiat. Și Nu aici se așa, termină. de sus în jos o felie. Nu, că atunci nu ți iese, Stai. nu. Stai, asta numai eu considerăm că s-o rupt. Vai, ce-aș mânca și eu. Arată bine, hă? Am mâncat Știi? cireșe. Am mâncat cireșe. Și dacă vreți să vă spun ce am mâncat eu acum, am mâncat din ăla lodar și porinci. Da. Da. Acum nu Deci. arăta pe aia. Băleu, ce bine arată. No, acum stai să-ți arăt. No, hai să văd. Și Hai să aveau și un văd. șervețel. Apoi. Deci mai are și pretenții. Zi, da, plângă că nu-mi dă felia de tort odată. Nu-mi dă felia aia de tort odată. Mai are și pretenții. Nu, vă dați seama. Nu. Uite, de aici m-am împiedicat eu, dar nu a venit cum Iar trebuie. să o împiedic. Vă țin în Da. suspans. Da. Deci, ăsta e tortul copiilor. Mai să vezi. Ia că. Nu vezi? De-aia n-am tăiat eu cum trebuie, că... Uitați aici ce bine Dar mai arată, tai o vedeți? felie, știi, ca să mă debanșez. Deci arată superb. Mă, Vedeți? lasă-mă să tai o felie. Da. Da. Deci faceți și voi acasă să știți că e foarte, foarte bun. Păi, e bun. Chiar Dumnezeu știe că e foarte, foarte bun. Îți dai seama, brânza aia mascarpone și cu perdealea. Da, și Nu uitați ce m-am... fain o ornat-o pentru Natalia, cu biluțe. Deci, pentru copii. Deci, exact așa e ornată ca pentru copii. Dar abia Cu am salvat biluțe. smeura. Da. Că nu m-a lăsat să o pun. Deci, cum să o tai să nu rup? Că încă mai trebuie la frigider. Cum să o tai? Eu ți-am spus, taie o felie așa. Și după aia, Te așa. tai tu. Da.
Păi știi, tu știi să tai foarte da, bine. Da, știu, dar mi-e frică. Da. Deci tai una așa mică. Da, una așa micuță. Na, uite, să lasă în jos. Păi normal că să lasă în jos, dar eu vreau să mănânc. Păi da, chiar. Deci uitați acolo ce bună. Stai să încerc cu ăsta cuțit. Poate că cu cuțit mai micuț poți, dar așa mare... Trebuie la frigider, mamei. Dar voi nu mai aveți răbdare. Nu mai am răbdare, deci musai. Deci, ăsta da. E așa, ăla mic. Da. Așa. Și acum taie la mare. Uite, că vezi că cu cuțitul ăsta păi, merge. Nu. În care ghinț. Și din cam ăsta. Ăla la ant. Așa. Yummy. Uitați uite aici. Așa arată. Uitați aici. Aici. Vedeți? Da, așa acolo. Deci arată bine, vedeți? Tortul copiilor. Și eu mi-s copil. Da, copil, mâncă. Dă-mi o furchiță de acolo. Mai primesc? Da. Și așa ai spus la furculiță. Păi furchiță, așa zicea și străbunica mea. Străbunica mea zicea că furchiță la furculiță. Da, așa zicea și ea. Furchiță. Dăm una. Stai că îți dau guroaică care nu știi să mănânci. Poftim. Nu, hai să văd. Să știi că crema asta nu e așa dulce, asta, cum să zice, mascarpone, deci e super, e un pic acrișoară de la, stai că nu filmez cum trebuie, e un pic acrișoară de la smeură, deci e super. Eu am știut că e bună. Eu am știut. De unde ai știut? Eu întotdeauna când mă uit la o rețetă, la ingrediente, eu deja știu că e bună. Ce fac cu daci cu scălășie? Vrea și... Păi tăie și lui. Ce? Da, uite acolo, e tăiat. Nu. Mamă mia. N-are rost. Serios vorbesc. Deci uitați aici, vedeți cum arată. Deci e un rând... Un rând de cremă de vanilie, unul de căpșuni, unul cremă de vanilie. Și ăsta sus e numai căpșuni. Da, e bună. Deci aia, aia roză mie, mă place, serios. Aia de căpșuni. Și a mea aia lantă nu-ți place? De smeură, nu de căpșuni. A, ba, de smeură. Ba, dar nu știu, mai mult îmi place asta că nu e așa dulce. Deci da, asta. Păi, a, păi da, știi? Așa îți place. Și e așa fresh, nu știu cum să vă zic, e super, pentru că frișca nu e, e neîndulcită și e super. Mă bucur. Și aceasta este realizarea mea. Exact. Deci e bună, bună. Bună, bună. Vă v-ați înghit în sec. Serios că e bună. Eu îl pun la frigider, mai faci poză, așa, gata, tăiat. Ok, dar ar trebui aici că e o gaurică, nu știu de ce e gaură aia. Deci, nu știu, dar cred că mai este cremă din aia în frigider, parcă mai mult îmi trebuie din aia. Mai mult îmi place aia roz. Nu știu, dar îmi place. Mamă. Super, deci încercați și voi acasă. O să scriu la descriere rețeta cum să face și faceți și voi. Am modelul la tortă puteți să-l faceți cum vreți voi. Nu e neapărat cum am făcut noi. Deci noi am făcut pentru copii. Copii. Acum dumneavoastră puteți să-l faceți altfel, alt model sau cum vreți voi să-l decorați, să-l normal modelați, să-l cum să mai zic? Zi-i un guraie, zi-i. E.
Sau puteți să faceți cremă de ciocolată și să o îmbrăcați în cremă de ciocolată. Ciocolată. Cum zice Natalia, ciocolată. Ia ca așa. Da. Vezi? Deci arată super. Deci e super, super. Încercați și voi. Credeți-mă. Uitați aici cum arată blaturile. Să-l șterg un pic acolo în mijloc. Mm. Și poți să-i faci poză. Da. Și mai ales asta, uitați aici. Cred că asta și de dimineață, dacă de dimineață, crede-mă, după ce stă la frigider, o să fie altfel. Da, știu. Dar întotdeauna nu v-am lăsat să stați atâta, să așteptați. E super. Mm. Am făcut cum am putut, eu nu mi-s nici cofetar, da, nici specialistă, nimica. Am făcut după imaginația mea. Da. Fiecare, aia spun că fiecare face tortul cum crede că un îi place. Un exemplu, eu am știut că așa îi place la Natalia cu smeulă. Da. Sincer. Asta am știut că ei îi place cu smeură și cu smeură l-am făcut. Ia cătăl. Da. De aici aveți o săptămână. Nu mai trebuie să fac prăjituri. O săptămână? Stai că vine și maică mea. Dacă e rău, poți dă ziua al copilului. I s-a întâmplat o problemă. Prietenul ei lucrează la mobilă, că ați văzut că m-a dus Luci, da. Lucrează la mobile și și-o prins degetele, nu știu, la freză. Da, și da. Nu știu ce s-a întâmplat cu degetele lui. Cât degete? 2 sau 3? 4. Dar poate el nici el nu știe. Ba, 4. Nu știu. Acum l-i pansat. 4 degete l-a tăiat. E pansat, acum nu știm momentan nimic. E la spital și să sperăm, dar o zic că e mai bine. Acum e pe antibiotice, pe, cum se zice, alea analgezice, sau alea pentru dureri, medicamentele pentru calmante. Dureri. Calmantele alea. Nu știu să le pronunț acum, că eu atât am tot am în cap. De casa totului nu știe să pronunț. Da. Și e mai bine acum? O zis că nu, începe așa, încerc să-și revină, dar nu. A fost rău. Zis că, cred că o să ajungă el în pensie. Ce mai poate da, o zis că își face, o zis că se gândește să-și facă pensie. Acum... Da. Odată a fost problema cu piciorul, acum cu mâinile. Da. Și tu când se iasă la pensie acum că mai poate. Da. Ce să facem? Acum prosopul meu e murdar, nu vi-l arăt, dar o să vi-l arăt când e curat, că acum e murdar. O zis Natalia că ăsta e bunicul care și flori în mână. Mi-l arăt mai bine când e spălat. Da, vedeți? Uitați aici. Da. Dar n-are musteață. Asta e. Ok. Deci. Am glumit. Sunt fericită că a ieșit bine tortul meu. Și mulțumesc Domnului pentru toate ce ne oferă și să știți că am fost foarte, foarte disperată că nu s-a prea bătut frișca așa și să știți că din frigider am luat. Deci noi am folosit frișcă naturală și cum nu suntem obișnuiți cu frișca asta naturală, noi suntem cu cealaltă obișnuit vegetală, nu prea... Da, trebuia întăritor. Trebuia întăritor băgat în ea. Și fiindcă... nu am luat întăritor aia. Da, și o pus... Cum îl cheamă? Ce ai pus? Foile alea. A, gelatină. Gelatină. Da, da, și e mai bine. Deci chiar e mai bine acum. Am pus gelatină în asta. În, da, da, da.
în asta cu smeură. Cu smeură. Când am pus smeura în frișcă, pliosc. S-a dus tot. Dar mulțumesc la Tatăl Ceresc că a fost bine. E bine. Da, m-a venit mie ideea cu gelatina și am reușit până la urmă. Deci torta noastră a copiilor e pe mai bune. Da, e super. Deci chiar merită să încercați și voi. Și na. Acum vedeți voi cum vreți să îi faceți forma. Bine. Noi am făcut-o pentru copii, dumneavoastră faceți altfel. Bine, lui. Mulțumim Domnului. Da. Na, hai să pun la frigider. Da. Și să încheiem. Vă dorim numai bine. Domnul să fie cu voi. Și am o fană care a zis că e bolnăvioară și așa bolnăvioară să uite la mine. Domnul să fie cu dumneata și să atingă de dumneata și să te vindece. Da. Altceva Amin. Ce pot să spun? Și la toți copiii din lume și nepoții mei, Dumnezeu să le călăuzească pașii lor și să fie cu ei și să fie oameni de bază în țara asta, să nu fie din aia golani, să Dumnezeu să le ajute să fie bine și sănătoși, înțelepți și să fie, să ducă o viață liniștită. Că asta contează, dacă e bine în țară, e bine peste tot atunci. Da. Le dorem numai bine, că ei-s viitorul, săracii. Cine știe ce le așteaptă, da? Dumnezeu să le dea sănătate și să fie bine. Cam atât. Okay. Cam atât. Vă dorim numai bine. Pace. La revedere. La revedere. Vrem să vă arătăm cum e de dimineață tortul nostru. Aseară l-am tăiat și era moale. Acum e de la frigider și acum o să tăiem așa o felie ca să se vadă. Acum e mai bine că s-a întărit cum trebuie. Știi? Deci nu e mai moale, că așa e, nu, o tortă. Trebuie să o lași mai mult în frigider, mai ales dacă e mare. Și atunci se întărește și uitați. A ieșit super. Dar atât ai de bună, eu n-am mâncat din ea. Asta e normal că n-am mâncat. Dar Dacian și Angie au spus că e minunată. De unde mai tai? Mai tai partea asta? Acum nu știu cum nu mai tai. Uitați cum arată, arată super. Mama se vede la lumina zilei mai bine. Acum ornată și așa, n-am făcut-o eu. Fă cumva să pun eu asta. Trimite la mama lui Angie. Așa. Deci arată bine, vedeți? Da. Ce bine arată. Minunat. Da. Chiar arată super. Deci, na, eu zic să încercați și voi acasă, că e foarte bun, mai ales cu mascarpone și cu cremă de vanilie, e super. Ați văzut tot cum am făcut pas cu pas, doar că n-ați văzut crema asta cu mascarpone când am făcut-o, o lăsat apă, fiindcă am pus smeura. Și atunci am pus gelatină și s-au rezolvat toate. Și de-aia n-am filmat că am văzut că îi capa. Vă lăsăm cu pacea Domnului. Mă scuzați că nu vorbesc mult, că vreau să plecăm. Și vă lăsăm pace. O să mergem în piață și la revedere. O să vă filmăm acolo tot. Da. Ce cumpărăm în piață. Hai deschidem frigiderul. La revedere. La revedere.